Salutare tuturor, astăzi am să fac un tutorial totul despre Cubase și am să încerc să vă prezint de la 0 până la 10 cum se concepe o flanșă de lucru cât mai ordonată și cât mai bine așezată pentru a lucra cât mai eficient și cât mai bine, să zic, din punctul meu de vedere. Eu mi-am gradat singur sistemul de lucru și vreau să vă ajut și pe voi pentru a vă face mult mai simplu modul de lucru. Și am să-i dau drum și am să vă explic de ce și cum. Nu project, oriunde salvăm. Am să aduc mono și am să vă spun și de ce. 15, 20 de tracuri, de exemplu. Am să activez modul de culoare. Am să scriu deasupra voce. Principală. Voce. Refren. Voce. Intervenție. Și voce. Terță, de exemplu. Dau un exemplu, pun și aici. Monitor voce, pentru a mă auzi ce cânt în căști. Monitor voce 2. Deci îmi iau două monitoare, îmi schimb culoarea, dau un verde, de exemplu. O să dau un verde mai închis. Și merg mai departe. Și trec cu percuția. Însă pun la percuție tubă mare, Premier L8, un loop, de exemplu, tarabana, să zicem, FX, exemplu, un efect, fir, trecere, fus, cinel, cinel, și de aici închidem și zicem etc, la care vom lăsa o culoare. Și am să mă duc fain frumos de unde am început cu toba mare și am să schimb și am să pun la toată aceeași culoare pentru a le identifica mult mai ușor. Și mai departe am să pun aici, probabil returnela va fi originală dintr-un instrument sau va fi MIDI. Nu am de unde să știu, eu fac exemplu pentru ambele. Și am să pun aici și am să zic ret, adică returnela, returnela poate să fie la fel, terța, returnela intervenții, ret monitor și la fel și jos, ret monitor. Bun. Și am să pun și aici la fel, am să schimb culoarea și am să pun de exemplu galben. Până faci treaba asta, de ce practic îmi așez flanșa, îmi fac toată flanșa respectivă, mi-o așez, mi-o pregătesc și am să mă duc și am să aduc, ca și exemplu, niște VST-uri, am să aduc atmosferă și am să scriu aici fond, da? Am să țin fondul cu viori, de exemplu.
fonduri bune, eu iau și preset, de exemplu, mă duc Trilogy. Trilogy este un bas. Am să trec aici, BASS. Am să mai aduc chitări, acustic guitars. Eu dau exemplu, deci nu fac absolut piesă. Eu dau exemplu cam cum ar trebui să arate o flanșă și cum ar trebui și ce ar trebui să folosim pe flanșa respectivă. Și am să mă duc și am să scriu acoustic gt, adică guitar. Acum am să mă duc în bara de mixer și am să aduc, să scot excesul, am să aduc add track, click dreapta add track, fix channel, scuze, fix channel, trebuie, nu alte porcării. Și folderul ăsta o să-l scoatem, putem să băgăm tot ce am aici afară într-un singur folder, dar nu este momentul momentan. Și am să aduc fix channel, stereo, mare atenție, pentru că noi acum vom schimba din mono în stereo, absolut tot. Și o să folosim reverb și delay, stereo, bineînțeles. Și am să mă duc la reverb, am să aduc un reverb stereo, ok. Îl setați dumneavoastră, îl faceți cum vreți. Am să aduc iarăși din nou un fix channel stereo, bineînțeles, și am să aduc și un delay stereo. La fel, setați cum știți că trebuie setat. După care am să aduc la fel grup channel și am să aduc 3, pentru că am 3 grupe. Îmi trebuie 3 grupe pentru voce, percuție și returnelă, ca și de exemplu, da? Partea cu armonie este separată. Aduc 3 și mă duc așa, prima grupă, ce am? Voci. Mă duc, iau culoarea exact după voci și îl redenumesc voce. Grupa 2, ce culoare avem? Punem la grupa 2 rozul respectiv percuție. Grupa 3 este culoarea galbenă, da? Și scriem RET, adică returnela. Mai departe. Am să mă duc la voce și am să încarc absolut tot ce-i trebuie pe voce. Am să încarc și pe percuție, și pe returnela, și pe armonii. Voi încărca unde stă aici, da? Voi încărca pe ele necesarul. După care dumneavoastră puteți să le dezactivați din butonașul respectiv, să începeți să lucrați în flanșa respectivă care vă indic și vă spun că este mult mai bine să lucrăm așa, curat, de la bun început. Apăsați butonașul respectiv, anulează compresoarele și puteți să lucrați foarte, foarte liniștiți, vă puneți percuția, vă faceți armonia, vă trageți și o returnelă, după aia vă trageți vocile, vă corectați vocile. Le aranjați, după ce le-ați aranjat și le-ați făcut toate, puteți să activați compresoarele și să faceți masterul. Mergem mai departe și vă încarc și vă arăt cam ce. Mă duc la vocals, bineînțeles, îmi iau un compresor de aici, mi-aleg unul dintre ele. Mie asta îmi place, asta îl folosesc, iau pe voce de mascul și îmi pun aici prezență, atitudine, atac, totul depinde de piesă, ce piesă este lentă sau piesă de zi cu zi, de coțopanelă, să zic așa. Aici să nu depășească de lința de 3, să nu se ducă în 0, aici verde gălbui, să nu se ducă în roșu, același lucru, iau sau pun, depinde de sunetul care îl aveți. Masterul rămâne exact unde este. Mai departe, mă duc frumos și mai aduc un deser de la dinamică. Și am să iau un deser, la fel, bărbat, femeie, pun mail, să nu depășească de 6, 3 buline, nu mai mult. Și mă duc, aduc un equalizer pentru a-mi forma vocea cum îmi place. Cele 3 pică și prima din înaltă, pentru că nu se aud în buzzer analizer. Am să vă spun și aici, la analizer,
pe general, punem pe canalul mort, phasor analyzer. Totul se lucrează în phasor, în hertz și kilohertz. Deci, aici am să vă dau un exemplu cu un alt proiect de-al meu, mai vechi, bineînțeles. Și o să vedeți cam cum trebuie să arate în phasorul ăsta fiecare în parte. Tobă, bas, percuție și toate cele. Bun, ne întoarcem la voce și mai aducem, de exemplu, antare sau autotune. Setăm gama în care a fost cântată piesa. Nu mai mult de 20, minim 15. Nu mai mult de 15. După care mai aducem un curățător la restaurațion Z Noise, este foarte, foarte bun, curăță vocea, chiar dacă am curățat-o și după ce am corectat-o și am făcut toate cele, e bine să-i mai aducem și respectivul care scoate mizeria, ca să aud ce mizerie scot, deci ridic de cel, de acest buton în sus, să nu depășească de 0 și dau diferență, ascult mizeria, dau audio și îmi cântă vocea înapoi exact cum trebuie să cânte. Mai aduc aici un stereo image, puteți să-l aduceți și pe lui oricare. Asta are preset-ul lui stereo image, stereo image îl pun. Și cam asta este tot ansamblul pentru voce. Mai departe, mă duc pe percuție. La percuție aduc de la drums un compresor. Aleg ceva care îmi place cum sună. Îl mai modific puțin dacă doresc. Și un equalizer, bineînțeles, dacă trebuie înțepat sau pus. Pentru că îl vom face în faza analizer. Vom lucra și vom lua din el exact unde îmi depășește. Aceeași treabă o fac și cu returnela respectivă, doar că la returnela respectivă îi adaug reverb-ul și delay-ul. Chiar și la voce, am și uitat. Reverb și delay. Și am să le activez de aici și am să pun de aici. Bineînțeles, nu-mi place cum sună, modificăm de aici sau alegem un preset. Același lucru și la returnelă, le activăm și punem ce am pus la voce, 1182 sau 1547, așa trebuie să fie și pe voce. Da? Adică, după voce, punem același setaj, aceeași setare și pe returnelă, pentru că returnela este vocea din spatele meu care îmi ține mie pauza și îmi cântă în locul vocii mele. Vocea trebuie să fie la același nivel cu returnela, ca și exemplu, și am să aduc pentru returnela respectivă un compresor, să zicem că este o vioară, da? Cântă vioară cu armonii, cu bla bla bla, cu totul și mă duc și aduc tot GTI și curăț corzile și îmi sună mie extraordinar de bine, mai aduc un equalizer pentru a face să sune cât mai real. Cei care cântă la vioară știu ce trebuie schimbat și modificat. Iarăși dau ce nu s-aude jos și restul ridic sau iau de unde trebuie. Cam același sistem de operare. Mai departe, mă duc pe general, aduc compresoare și primul compresor care îl aduc este multiband compresor al programului. Cum îl aduc? Așa îl las, nu-l modific. Mai departe, iarăși, vin cu Bluetooth și mă duc și mi-au un equalizer din Bluetooth și îmi pun aici 30 de Hz și 12 kHz. Restul mai departe avem joasă, bas, medie, înaltă. Lucrăm în asta, ne facem sunetul cum ne place. Mai departe mă duc în Bluetooth din nou, iau stereo image, la fel preset-ul, îl setez și pun stereo image. Mă duc și mai aduc pe general compresorul care îmi pune punctul la tot, dar până aduce, mă duc și mai aduc un restaurațion Z Noise pentru a scoate mizeria după tot ansamblul piesei. Mă duc și aduc și un equalizer din care cu ăsta înțăp, unde pe general, adică pe piesa generală înțăp cu el, da? Asta dăm înapoi. Așa. Înțăpăm pe general, uitându-ne în faza analizer și, bineînțeles, aducem ultimul și cel mai important, mastering, maserati, grp, stereo și dăm master, aici la fel, bineînțeles, să nu depășească de
verde gălbui și la fel să nu depășească foarte mult de luăm de aici, punem, luăm, punem. Astea sunt singurele butoane la care lucrăm. Și cam asta ar fi flanșa necesară pentru a face o piesă cap-coadă și foarte, foarte bine organizată și curată, așezată. Când vom merge să încărcăm loop-uri, premier și tobă mare, am spus că vă explic și am sărit peste. Majoritatea respectivelor sunt wav-uri, fiind wav-uri sunt, bineînțeles, mono. Și de asta prefer să lucrez cu mono și să mi le transform eu în stereo. Deci cam asta ar fi fost flanșa în care trebuie să lucreze toată lumea. Curată, civilizată, mă duc și îmi caut ceva, îmi găsesc, știu că am la voce pe verde, știu că am la percuție pe roz, știu că am la returnelă pe galben și tot așa. Și știu că am aici, pot să le pun și la astea o culoare, de exemplu, închis urâtul ăsta. Și știu că aici am armonia, în care, la fel, în armonie, atmosferă. Îmi pun compresor, bineînțeles. Și la asta îi trebuie, de exemplu, un compresor foarte simplu și cred că îl știți, de Revox Stereo. Tragem de asta frumos în jos, să nu depășească de liniuța 6. Mai departe, Trilogy. La fel, un compresor la Trilogy merge frumos pentru că este bas la bas. Și punem Airbus Stereo sau JJP Stereo. De obicei folosim Airbus, la fel, să nu depășească de liniuța cu 90. Și cam asta este important la bas, să mi-l facă mai un flash mai dulce, mai plăcut. Virtual Guitarist, bineînțeles, mergem și aducem de la chitări compresor. Și asta am vrut să vă demonstrez, pentru că pe fiecare în parte pun compresorul care trebuie. Și bineînțeles, mă duc aici și îi dau clean more body și se aude foarte, foarte dulce chitara și foarte curată. Mai departe, cam asta ar fi. Închidem tot, dezactivăm compresoarele, după cum se observă, intrăm, vedem compresoare dezactivate și pe voce la fel, rămâne decât ceva minuscul care nu deranjează cu absolut nimic și uite, de aici puteți să începeți să lucrați, să vă puneți absolut tot ce doriți dumneavoastră, să vă faceți piesa respectivă, să concepeți, să fie o piesă ordonată și aranjată așa cum trebuie. Mai departe, am spus că am să vă arăt și am să vă arăt din proiect, un proiect, dar proiectele mele sunt mai vechi, nu am proiecte noi, lucrate exact, pardon, îmi cer scuze, nu am proiecte lucrate în sistemul ăsta nou care mi l-am updatat și mi l-am făcut să fie cât mai bine ordonat, pentru că, de exemplu, fac o piesă, o concep, îmi place foarte mult și vreau să-i fac un master profesional. Și, de exemplu, vreau să trimit la o persoană care face master profesional, vreau să-i arăt că sunt ordonat și lucrez foarte civilizat, încât să îi ofer lui timpul mai scurt și necesar pentru a-mi face mie masteringul mult mai repede decât a sta și a căuta prin ele unde este toba mare, unde este premier, unde e fus, unde este vocea, pe unde a aterizat aia sau aia. Deci, cam asta ar fi fost tutorialul, am să vă deschid și un proiect pentru a face o demonstrație, sper să mă ajute calculatorul, este foarte, foarte cald, temperatura în calculator este foarte crescută, dar sper să mă ajute pentru că nu este atât de slab și am să vă arăt pe toba mare, de exemplu, că am pus direct pe toba mare, respectiv, un equalizer. Aici este o dezordine totală, a fost lucrat în dezordine. Pentru premier, la fel, m-am urcat și am intrat aici și am pus cam tot ce se vede. L-am spart. Așa. Am să vă arăt, în principiu, pe aici, prin vocea, cam ce am folosit, se vede că este cam același lucru, exact ce v-am arătat, reverb, delay-ul, chitara,
La fel, asta nu este chitara care trebuie. Virtual guitarist am pus aici, Maserati GT Stereo, exact ce v-am arătat, Clean More Body, resetul. Și am să vă arăt cam cum sună piesa respectivă, lucrată. Bineînțeles, nu în sistemul care vi l-am prezentat, dar lucrată bine. Am să-i dau drumul. Stereo, adică a fost o greșeală de lucru aici. Și asta este stilul vechi, deranjant și nesimțit în care s-a lucrat, pentru că eu am dat vocile la altcineva să mi le lucreze. Am lucrat și la partea de percuție, la negativ și invers, le-am tot sucit și cam asta a ieșit, pentru că a fost pe grabă respectiva piesă ca să se tragă videoclipul respectiv pentru piesa respectivă. În fine, nu contează, am să vă arăt un alt proiect care este mult mai ordonat decât respectivul și este și mai vechi, din contră. Și am să intru pentru mine, de exemplu. Am să aștept să se încarce și am să-i dau drumul și o să vedeți că sună mult mai bine și este și bine așezat. Bun, lipsesc ceva șmecherii pe aici, dar nu contează, am să dau drumul la clarinet, expression. Amândoi ne-ai cucerit. El e bogat, eu sunt sărac. Ai alege-mă pe mine, lelele. Cu un zâmbet ne-ai privit. Amândoi ne-ai cucerit. Eu sunt bogat, el e sărac. Eu spun sărmale și pe mine, lelele. Spune-mi, spune-mi ce vrei de la mine. Banii nu-ți aduc iubire, inima-l vrea pe cel sărac, mintea ta pe cel bogat. Spune, spune ce vrei de la mine, banii mei ți-aduc iubire, iubire și distracție, cumpăr toate fetele. Exemplu, v-am arătat cum s-a lucrat, izotopul respectiv nu-l mai folosesc pentru că am Maserati GPR ăla stereo care îmi face mastering-ul și iese mult mai bine. Vocea, mare atenție pe voce, am lucrat-o și mi-am dat seama că de fapt eu de fiecare dată când fac tăieturi și modific și schimb, de exemplu,
un mic bucluc pe aici, da, schimb voce. Nu este bine să o leg dintr-o bucată toată, se vede că nici aici nu am legat-o. Cum a tras-o, așa a rămas. Deci, dacă fac treaba asta și le leg înapoi, spun pentru cei care sunt experți deja și știu treaba asta, dar eu le spun că este o mică greșeală. Și dau lipire și o fac dintr-o bucată, o să-mi schimbe absolut tot ansamblul la nota respectivă. Deci eu am nota respectivă pusă exact unde trebuie, să aude exact ce trebuie, iar dacă o unesc, notele mele le va decala din nou și Antares-ul, care îl folosește absolut toată lumea pentru o voce mai dulce, să zic așa, mi le va suci din nou și va suna puțin fals undeva, tot se va întâmpla treaba asta. Așa că eu prefer, după ce le-am corectat și le-am pus pe note, absolut toate, da? Prefer să le las ciupărțite așa, să nu le mai leg. Dacă vreți, vă dau și un exemplu. Am să le leg și veți vedea că de fapt, când intru în ea, îmi dispare notația, iar dacă o las să cânte acum, o să încânte îngătuită. Eu spun să mă alegi pe mine, că-ți pot oferi iubire. Banii nu pot cumpăra un loc în inima ta. Deși nu s-a îngătuit, dar când voi da din nou și vreau să schimb o notă, ele deja sunt sărite cu totul pe alte coclauri și nu vreau să am problema respectivă. Prefer, nu mă deranjează să o țin așa. Eu spun să mă alegi pe mine, că-ți pot oferi iubire. Banii nu pot cumpăra un loc în inima ta. Bine, eu zic să mă alegi pe mine, eu te duc în club de fițe, iar el în parc să sparge semințe. Spune-mi, spune-mi ce vrei de la mine, banii nu-ți aduc iubire. Inima-l vrea pe cel sărac, mintea ta pe cel bogat. Spune, spune ce vrei de la mine, banii mei ți-aduc iubire. Iubire și distracție, vor toate fetele. Cam asta a fost tutorialul. Vă mulțumesc celor care vă uitați și mă urmăriți. Asta este respectul meu față de persoanele care mă urmăresc și vor să afle cât un mic secret de la mine. Eu le-am dat tot secretul meu, eu vă dau absolut tot și idee ca și cum se lucrează. Bănuiesc și sunt sigur că sunt o grămadă de persoane care nu o să spună și nu vă să divulge secretul respectiv, ce folosește, cum se pune, cum se ia. Am uitat să vă arăt, dar e bine că nu am închis puzzle-ul, îl deschid și o să vedeți cam pe unde trebuie să bată. Și am să vă las, de exemplu, percuția, da? Vedeți? Când pun S pe percuție de aici, pe canalul respectiv, o să fie decât percuția să-mi bată. Și am să vă las să vă cânte percuția, să vedeți pe unde-mi bate. Da? Deci este bine. Se putea și mai bine. După care am să dezactivez percuția și am să activez doar armonia. Thank you.
la mine. Banii mei ți-aduc iubire, iubire și distracție, cum vor toate fetele. Spune-mi, spune-mi ce vrei de la mine. Banii nu-ți aduc iubire, inima-l vrea pe cel sărat, mintea ta pe cel bogat. Spune, spune ce vrei de la mine. Banii mei ți-aduc iubire, iubire și... Deci vocea o să ridice undeva pe aici, maxim, să nu depășească. Pentru că vocea și returnela vor fi aici în față, iar restul o să țină liniamentul aici și basul și tuba pe aici, unde se duc ele. Cam asta a fost de explicat, cam asta v-am arătat cam tot secretul și nu-mi pare rău, am să vă arăt absolut tot, v-am arătat deja tot, cum se lucrează, cum se face o flanșe, v-am arătat și din proiectele vechi cum s-a lucrat, chiar dacă s-a lucrat într-un mod mai haotic, nu am avut intuiția de a lucra atât de curat cum lucrez acum. Sper să vă ajute. Nu uita să te abonezi, nu uita să dai un like sau un dislike, asta depinde de părerea ta. Probabil dislike-uri voi lua de la cei care sunt contra, că de ce am arătat cam tot ce se mănâncă cu Cubase-ul respectiv. Oricum, mulți văd, puțin înțeleg, ca să înțelegeți și cei care sunteți contra mea. Mulți văd, puțin înțeleg și puțin fac treaba respectivă. De când intră, se uită și vede cât de complicat le pare lor la început, mulți se vor lăsa. Dar eu vă spun, nu vă lăsați, încercați să învățați, să lucrați exact cum v-am prezentat eu și o să aveți rezultate bune pentru niște piese cât mai clare și cât mai bune. Asta a fost tutorialul, îmi pare rău dacă v-am ținut foarte, foarte mult tutorialul respectiv, dar știu că decât să fac pe particele să vă arăt de fiecare dată câte o bucățică, câte o bucățică, am zis să vă arăt într-un singur tutorial absolut tot, pentru a simplifica și a nu vă lăsa să vă uitați azi la un tutorial, mâine la altul. Am zis să fac totul dintr-o singură bucată, am făcut tutorialul respectiv doar pentru cei care mă urmăresc și le place ceea ce fac. Am zis să împărtășesc cu voi acest sistem de lucru. V-am arătat, v-am prezentat și cam ăsta a fost. Nu vă mai rețin. Succes în continuare în ceea ce faceți. Numai bine la toată lumea și să vă ajute Dumnezeu și măiculița Domnului cu el la greu. La revedere!